Pentru iPhone-ul ăsta. Da. Cariera ta de IT-ist, Vicky, eu cred că va fi mare. O să fiu unul din mari IT-iști. Vreau să-ți propun un lucru. Am un prieten. Unul din cei mai mari IT-iști din lume. Vreau să-l cunoști. Numele lui e Dragoș. Hai, Dragoș! Ia stai, mami! Hai, Dragoș! Vreau să-l cunoaște. Salut, Dragoș! Stați așa! Fii atent, Vicky, mami, ascultați-mă! Stai așa, Dragoș! Dragoș are o poveste incredibilă! Dar înainte de a-ți spune povestea, Vicky, înainte de a vă spune povestea, e strâns legată povestea lui de povestea voastră. Prima cărămidă în cariera ta de IT-ist o pune tot acest IT-ist faimos. Auzi, cărămida e la tine? Da. Te rog să-i înmânezi cărămida. Prima cărămidă din cariera ta de IT-ist, Vicky, o punem noi. E telefonul la care visai tu. E telefonul la care visai tu, Vicky. Dragoș, 18 ani, ai inventat o aplicație. Da. Premiată în America. Premiată pe pământul ăsta. Ai, nu fi modest. Premiată, nu? Premiată. Zi-mi despre ce aplicație e vorba. Eu am creat o aplicație prin care oamenii pot să afle mai ușor dacă o tumoră cerebrală este malignă sau benignă. Adică dacă e cancer sau dacă nu e cancer. Puștul ăsta de aplicație? Printr-o aplicație. Puștul ăsta a inventat aplicația premiată pe tot pământul și în Statele Unite. Tu ai analize, un om bolnav aduce analizele, le introduce în aplicația ta? Da. Oamenii, în general, când sunt diagnosticați, fac un RMN. Un tip de analiză. Da, se obține o imagine. Așa. Acea imagine este introdusă în programul meu, se apasă un buton, și se obține pe loc rezultatul. Și nu mai aștepți biopsia aia, exact, să stai câteva zile în șir cu tremuratul ăla, oare e cancer sau nu e cancer. Nu mai aștepți zilele alea. Stați o lecuță că n-ați auzit nimic. Știți cum a apărut invenția asta? Cum a apărut, Dragoș? În 2013 eu însumi am fost diagnosticat cu o tumoră osoasă. Am făcut o biopsie. Rezultatele au venit în 4 săptămâni. Mamă, și în alea 4 săptămâni? În alea 4 săptămâni, bineînțeles, pentru mine a fost cumplit. Pentru că în fiecare secundă m-am gândit doar ce se va întâmpla cu mine, ce se va întâmpla cu viața mea după ce va veni rezultatul. Mereu m-am gândit cum se va schimba totul. Și așa mi-a venit ideea. M-am gândit să fac ceva, să... pentru că alți oameni să nu mai sufere așa cum am suferit eu. Păi vă vine să credeți că omul ăsta e român? Băi, puștul ăsta de 18 ani e român. Dragoș. Habar n-am ce să mai zic. Ți-au ieșit bine rezultatele, da? Da, mi-au ieșit bine. Ești ok. Bucurăm din suflet. Mulțumesc, Dragoș. Dar uite, în alea 4 săptămâni de așteptare ai realizat mai mult decât... Și a apărut aplicația aia care salvează atât de multe emoții și atât de... Să stai să aștepți o biopsie. Adevărul că așteptarea e cea mai grea și în astfel de momente... Și ce crezi, Dane? Acum și Victor are un telefon să-și instaleze aplicația dacă vrea neapărat. Excelent! Mulțumesc, Dragoș, încă o dată. Mulțumesc mult. Mulțumesc, Dragoș. Acum e atent la telefon, Vicky. E fericit. Atâta vreme cât tu ești atent la telefon.